vă recomandă Signal și Rancona, singura soluție insectofungicidă utilizată în tratamentul semințelor de cereale păioase, prietenoasă pentru operatori. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, de la această oră, alături de mine, doamna Raluca Andreica, director general Patria Credit, domnul Iliuț Jitaru, director microfinanțare Patria Bank și Rudolf Mihaiu, cofondator Anten System. Bună seara, mulțumesc pentru faptul că ați venit în această seară aici la noi în studio împreună cu ceilalți invitați. Până să vă dau cuvântul dumneavoastră, vreau să vă terminați ideea. Am fost nevoiți să întrerupem, venea publicitatea peste noi și am reluat. Da, spuneam că de ceva vreme, cred că de anul trecut am început acest parteneriat cu parteneri din domeniul agritech, în speță Rudy, colegul nostru de la Anten. Și e un proiect pe care dorim să-l dezvoltăm, apreciat acolo unde l-am prezentat în afara țării, la o conferință la Praga, la o conferință în Paris chiar. Proiectul ăsta se adresează micilor fermieri din domeniul legumiculturii și constă în amplasarea unor stații meteo care îl ajută pe fermier să-și monitorizeze cultura și să reacționeze rapid la anumite schimbări. O să explice mai tehnic Rudy. Este un beneficiu de toate părțile, este un prim pas pentru a asigura transparența. Știm că în ultimul timp se vorbește foarte mult de nivelul de toxicitate al legumelor și cum să preîntâmpinăm asta. Pentru noi fermierii care nu numai că acceptă, dar doresc să își instaleze aceste echipamente pe care noi ajutăm și oferim cofinanțare în achiziția sau închirierea acestor echipamente. E un prim semn că doresc să se dezvolte și să facă pasul spre certificare. Odată ce, deci instalațiile astea nu te ajută numai să monitorizezi, să-ți îmbunătățești munca. Ele sunt legate la platforma finanțatorului noi, de exemplu, care poate intermedia accesul în vederea desfacerii către marile lanțuri de magazine. Deci e un prim pas foarte mic, suntem încă la început, suntem la al doilea proiect pilot împreună, în care prin intermediul tehnologiilor inovatoare să închidem acest lanț, să aducem fermierii transparent aproape de marile lanțuri de magazine, noi asigurând, fiind intermediar nu numai pentru finanțare, dar și pentru implementarea acestor tipuri de tehnologii. Anul trecut am desfășurat un proiect pilot la Izbiceni, de care noi am fost foarte mândri și de unde am rămas cu multe, foarte multe informații, dar și am pus bazele tehnice. Iar acum este în derulare un proiect la Matca. Nu sunt mulți fermieri. Toate camerele care le-am instalat acum, echipamente sunt sponsorizate de către grupul, de către Patria Credit. Deocamdată căutăm finanțare și soluții pentru a extinde grupul acesta de fermieri și cam atât zic eu.
îl las pe colegul. Chiar îl invităm să ne spună mai multe. Sigur, cu mare plăcere. Noi la Antena ne ocupăm de colecția și analiza de date în agricultură. Am început acum vreo 10 ani și am vrut să dezvoltăm un produs 100% românesc. Am băgat mulți bani în cercetare și dezvoltare, da, tot pe piața locală, astfel încât să ajutăm pe fermieri să-și facă treaba mai bine. Când am apucat, voiam să îi avertizăm cu privire la riscurile de boli și de vânători și am plecat cu intenția asta destul de fermă pe care ne-am păstrat-o, și anume să ne concentrăm pe a reduce acele tratamente care pot fi găsite ca fiind nenecesare. Uh-huh. Pentru că foarte mult în agricultura din România avea cumva această abordare a proactivității totale în ceea ce privește tratamentele. Și noi ne-am dat seama că, exact, se pot reduce semnificativ cantitățile de produse băgate în culturi, pur și simplu prin modelare. Ok, și de-a lungul timpului am dezvoltat o serie de parteneriate, în primul rând cu instituția de cercetare din România, institutele care se ocupă de domeniile principale în agricultura în România, și după aceea cu tot felul de alți parteneri ai fermierilor. Vorbim aici de retailer, de parteneri instituții financiare precum Patria, și prin acești parteneri am încercat să-i aducem pe fermieri mai aproape de piață, în esență. Cum facem chestia asta? Am dezvoltat un echipament, da, foarte versatil, capabil să colecteze date de la o suită de senzori, foarte, foarte mulți și diversi, în același timp și să controleze lucruri. Să ia decizii în baza unor algoritmi, astfel încât să ia, spre exemplu, decizia de a iriga sau de a închide aerisirile, de a deschide aerisirile, tot felul de lucruri de genul ăsta. Totodată, pentru că e obligația noastră ca antreprenori să găsim lucruri inovative, am luat întotdeauna aceste date de microclimat în contextul culturii. Cu alte cuvinte, am construit și software capabil să gestioneze cam toți pașii pe care îi face o cultură în viața ei, de la plantare până la semănare și, în anumite cazuri, livrare. Practic, urmăriți evoluția plantelor și acolo unde e cazul să ajustați, ajustează, unde e cazul să vină cu îmbunătățiri, solicită lucrul ăsta. Exact. E o analiză foarte atent făcută de la A la Z pe întreg palierul, eu asta înțeleg. Exact, exact. Noi vă adresați strict celor din legumicultură sau poate fi extinsă și către altfel de culturi? Nu, ne adresăm tuturor segmentelor. Tuturor segmentelor, da. Noi le-am mărțit în patru, da, în culturile industriale, culturile mari, pomicultură, viticultură și legumicultură. Produsul nostru are beneficii în toate zonele astea și l-am gândit foarte modular, astfel încât poate să deservească fiecare dintre zonele astea. Ce face el interesant e că, încă o dată, pe lângă datele astea și datele de context ale culturii, când a fost semana, ce lucruri s-au făcut, care e evoluția fenologică a acestor culturi, luăm și imagini. Astfel, noi, tehnic vorbind, lucrăm spre un produs pe care noi l-am numit imaginea inteligentă agricolă. Aia ne permite să ne uităm, practic, la fluxurile astfel de imagini, corelate cu toate datele din spate, și să ne dăm seama de tot felul de fenomene care altfel sunt foarte costisitoare. Un exemplu ar fi umiditatea solului. Adică, de-a lungul timpului, ne-am dat seama că foarte mulți dintre fermierii din România, în baza inexistenței fenomenului de extensie, care e clasic în alte țări, și a sprijinului pe care, de fapt, ar trebui să-l aibă la instituțiile academice, ce se întâmplă e că ei nu sunt neapărat în cea mai bună poziție de a lua o decizie întotdeauna cu privire la ce se întâmplă. Spre exemplu, din păcate, mulți dintre ei nu irigă în momentele optime, atât pentru consumul de apă, cât și pentru plantă. Și noi putem să le arătăm cu date și cu imagini ce se întâmplă când faci ce trebuie, ce se întâmplă când nu faci ce trebuie, care sunt diferențele. Cum poți să te aștepți, spre exemplu, să-ți întârzie cultura. Sau, în alte cazuri, spre exemplu, ne-am dat seama că ei foloseau cantitățile potrivite de fertilizant, dar le aplicau în momente eronate. Nepotrivite, da. Exact, și se pierdea fertilizantul ăla. Este o droaie de bani care se pierde acolo și care pot fi economisiți. Da? N-ai cum, în principiu, să-ți dai seama de asemenea lucruri decât măsurându-le. Ceea ce exact ce face. Pe lângă acest ansamblu tehnic, dacă vreți, în care ei primesc, da, notificări, control, informații și tot așa, noi ținem foarte mult la contactul uman. În sensul în care
fiecare dintre clienții noștri beneficiază de vizite periodice de la experți, ingineri agronomi în toată ordinea cum ar veni, care să le contextualizeze lucrurile. Pentru că ne-a dat seama destul de repede că una dintre marile probleme ale legumicultorului de rând e să-și dea seama ce problemă are. Da? Mulți dintre ei se duc pe un grup de Facebook, își pun acolo, doamne, uite, asta ar fi o poză cu ce am eu, și apar zeci de comentarii cu produse diferite diverse, de tot felul, da, și el trebuie să trieze până la urmă exact ce crede că îi s-ar potrivi lui. Exact. Totodată, pentru că ne place să ne ținem aproape valorile noastre, facem toate eforturile posibile și rezonabile, astfel încât experții noștri să nu vândă alte lucruri clienților, să n-aibă niciodată un conflict de interes. Nu o să mergem niciodată să le spunem, uite, trebuie să cumperi soluția asta, să dai cantitatea asta, ca să ne legăm noi income-ul, cum ar veni, veniturile de treabă. Da, da, încercăm da. Să ne păstrăm independenți, cum ar veni. Uh-huh. Da, și ne-am dat seama destul de repede că e nevoie de mult ajutor. O parte din ajutor poate vină de aici, o parte poate vină la parteneri, altă parte, evident, poate să vină la cei care au cum să le ofere fermierilor acces la piață, pentru că înseamnă un mare limitator, și încercăm să participăm la orice demers care duce, în vreun fel sau altul, la incluziunea socială a acestor fermieri. Bun. Vreau să revin la doamna director și totodată și la domnul Jitaru să ne spuneți ce planuri aveți cu acest parteneriat de aici încolo, pentru că sunt convins că urmează o scalare a proiectului. Greșesc? Nu greșesc deloc. Eu cred că, adică nu cred, suntem siguri. Adică de asta l-am și început și pentru noi, dar și pentru fermier, utilizarea a acestor produse și tehnici inovative nu are decât beneficii. Pentru noi, cel puțin, atâta vreme cât ne vom integra platformele, vă dați seama că noi o să avem, sau și acum, pentru unii fermieri avem acces direct să vedem culturile fermierului. Deci scutim timpul de vizită, asta înseamnă sute de kilometri. Asta înseamnă că pot obține mai repede banii și ai toate dovezile, toate documentele din contract, din dosarul de credit, celebrul dosar de credit, nu mai știu dacă e cu șină sau nu, așa, le ai în calculator. E un mare pas. Și asta pe zona de legumicultură. Putem să extindem la zona de cerealieri, în multe zone. Asta e cred eu un pas foarte mare în finanțarea domeniului agricol, care este una specială, care e sezonieră, depinde de condițiile climaterice, e o piață foarte mare. România are nevoie de foarte mulți bani și, cum am zis și repet, suntem țara cu 1 milion de fermieri, 500.000 de companii și 8 milioane de salariați. Ăștia suntem. Domnul Jitaru? Da, cred că putem spune că prin finanțările pe care le acordăm împreună cu sau în acest parteneriat cu Entem, putem spune că suntem ESG, pentru că până la urmă credit banking-ul în general sau creditarea în mod special nu înseamnă doar a da niște credite, trebuie să ne uităm cu atenție la ce și cu responsabilitate către mediul înconjurător, trebuie să ne uităm la impactul social pe care îl au aceste finanțări și implicit acțiunile noastre. Regat strict de acest parteneriat, agricultura nu putea fi ocolită de partea asta de digitalizare. E un pas normal. Din ce în ce mai mulți clienți de-ai noștri sau agricultori în general sunt interesați de partea asta, pentru că și ei își doresc să fie din ce în ce mai competitivi, își doresc să-și crească randamentele, își doresc să obțină producții mai bune în condiții cât mai adaptate la cerințele pieței interne sau de ce nu și piața externă. Și atunci era un pas firesc
pe care, sau e un pas firesc pe care trebuie să-l facă și împreună, pentru că vă spuneam mai devreme că banking-ul sau microfinanțarea e și despre consultanță, împreună cu partenerii de la Enten sau cu alți parteneri încercăm să venim alături de ei, să le arătăm beneficiile și să-i stimulăm în direcția asta. Bun, 10 secunde de publicitate și apoi revenim la domnul Mihai, o să le reamintim privitorilor noștri, telespectatorilor, beneficiile inovației în agricultură prin serviciile Enten. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Bun, am revenit. Spuneam că o să îl rog pe domnul Mihaiu să recapituleze beneficiile inovației în agricultură, pentru că, așa cum observăm cu toții, lucrurile au evoluat și nu numai că au evoluat, dar o fac într-un ritm alert. Cine nu reușește să țină pasul, cine nu înțelege partea asta de digitalizare, de inovare, cred că are numai de pierdut, nu mai poți fi sustenabil, nu poți fi performant dacă lași lucrurile făcute așa după ureche sau după niște interpretări care nu au nicio legătură cu realitatea. Astăzi poți să știi ce se întâmplă în ferma ta urmărind niște parametri și totodată, spun eu, reușind să faci niște economii acolo unde situația o impune. Practic banii nu îi arunci pe fereastră, ci îi îndrepți către zona care ar trebui să primeze. Sigur că da. Sunt multe zone în care tehnologia e capabilă în momentul de față să facă diferența în ceea ce privește profitabilitatea unui fermier. Noi avem cam în toată țara fermieri și unii dintre ei încă produc în solarii mici de înălțime de lemn cu o folie care, în anumite cazuri, are peste 15 ani și cu tot felul de condiții din astea dificile. Pe de altă parte avem și fermieri care sunt ultra tehnologizați, sunt NASA și au acces la fonduri cu care fermierul de rând va avea mari dificultăți să concureze în contextul în care nu adoptă astfel de tehnologii. Sunt multiple exemple cu privire la chestia asta. Spre unul care îmi vine cel mai ușor în cap este faptul că fermierii la noi în țară, din păcate, sunt mulți dintre ei legați de glie. Trebuie să fie fizic acolo pentru a da drumul la apă și a da drumul la aerisiri. Nu neapărat ei personal, dar cineva trebuie să fie acolo. Asta duce la multiple probleme. Spre exemplu, faptul că poate n-are cine în ziua aia și rămâne solarul închis sau rămâne deschis sau n-ai cum să dai apa, las că dau mâine. Astea sunt costuri care se acumulează în timp și ajung să fie cu adevărat semnificative. Pe de altă parte, e timpul ca deciziile pe care le au fermierii să fie mai puțin bazate pe simț, pe acea heuristică pe care o dezvoltă ei de-a lungul experienței și cât mai mult sprijinite pe date. Pentru că, ca exemplu, de cel mai multe ori fermierii care fac un tip de greșeală în abordarea pe care o au un lucru pe care îl pot ameliora semnificativ, nu știu de el. Ceea ce e normal dacă stai să te gândești. Dar prin astfel de soluții, colectând datele astea de la multipli fermieri, poți să vezi în comparație cum stai. Poți să vezi care e dintre parametrii pe care i-am eu măsurați aici. Care e cel care e cel mai departe de ce nevoie are cultura mea și care e de asemenea cel pe care mi-ar fi cel mai ieftin să-l rezolv. Pentru că, din nou, noi urmărim clasic temperatură, umiditate, presiune atmosferică, radiație solară, umiditatea frunzei, prezența umidității pe frunză, care se corelează foarte bine cu riscul de boală și parametrii despre sol, umiditate, temperatură și electroconductivitate. Și folosind acest ansamblu de senzori basic, ne putem da seama de vari evenimente care au loc în viața culturii. E într-un fel destul de important să te uiți pe date, spre exemplu, când îți faci planul de investiții.
Ce ar trebui eu să schimb prima oară? Îmi schimb folia, îmi automatizez irigațiile, ce e cel mai bine pentru mine. Și poți să te duci într-un detaliu chiar nebunesc cum ar veni. Poți să te uiți, spre exemplu, pe modelele de climă, astea cele mai recente, să le aplici niște scenarii de schimbarea climei și să-ți dai seama, ok, păi atunci în medie, cam până 2035, aș putea, cu costuri rezonabile, pe profit cum ar veni, să încep să fac salată aici, iarna. Sunt tot felul de lucruri de genul ăsta, pentru că poți să-ți dai, în Glodeanu Sărat, un exemplu pe care l-am în cap, noi avem așteptarea ca până în 2035 să scadă suma temperaturilor negative, practic să fie mai depărtate de zero în jos temperaturile negative, mai puțin depărtate, scuze, cu 66%. Asta înseamnă că va fi semnificativ mai cald. Asta înseamnă că iarna să aduc salata la 4 grade cât îi trei mini ca să își poată vedea de treabă, e mai ieftin. Și se deschid tot felul de rute de care oamenii ar trebui în principiu să fie conștienți. Bun, revin la doamna director, pentru că acum pe finalul întâlnirii noastre aș vrea să ne spuneți, ținând cont de faptul că sărbătorim microfinanțarea săptămâna aceasta și ne-ați vorbit despre ziua microfinanțării, ce aduce microfinanțarea pentru micii antreprenori? Da. Nu o să vorbesc, o să citesc, dacă nu vă spărați, o să citesc rezultatele unui studiu finanțat de Fondul European de Investiții, EFSE, European Fund for Southeastern Europe. Este un studiu de impact social printre primele realizate, cred că în sud-estul Europei, de impact social al microfinanțării, făcut prin fundația noastră a grupului și pe care l-am făcut împreună cu Iliuță, ca să zic așa, în trei comunități locale, și anume Scărișoara, județul lângă Caracal, Târgu Frumos și Matca. Da. Bazine legumicole. Bazine legumicole. Târgu Frumos parțial. Da. Da, totuși un mare bazin legumicol, dar și acolo e puternic dezvoltat. Da. Și am făcut studiul ăsta pentru că noi aici funcționăm de 10 ani și am putut să măsurăm cam cum s-a dezvoltat comunitatea aia prin sau din cauza creditelor pe care noi le-am acordat în zona respectivă, în Scărișoara, de exemplu. Din 900 de familii existente, 700 se ocupă de agricultură și vreo 600 au luat credit de la noi în acești 10 ani. Și aș începe cu sfârșitul, că rezultatele cercetării noastre, făcute împreună cu experți de la Institutul de Calitate a Vieții, cu mai mulți experți în microfinanțare, contrazic multe mituri, cum că economia rurală ar fi în declin, că oamenii ar folosi împrumuturi doar pentru a supraviețui de la o lună la alta și că mica agricultură nu ar fi rentabilă sau că tinerii nu ar fi atrași de perspectiva muncii la fermă. Și da, eu cred în contrazicerea mitului ăsta. Chiar 92% din clienții Patria Credit au folosit banii împrumutați pentru a-și dezvolta afacerea, nu pentru autoconsum, și afacerile au crescut în acești 10 ani. Nu că au crescut suprafețele cultivate, au crescut prin prisma echipamentelor pe care le dețin, producțiilor și chiar și a locuințelor, pentru că la noi, în microfermă, familia se, sau patrimoniul familial se contopește sau este confundă cu patrimoniul afacerii. 79% din clienții Patria Credit IFN și-au finanțat investițiile în afaceri efectuate în ultimii 3 ani prin împrumutări de la noi. Fără aceste credite, 55% din respondenți au afirmat că ar fi trebuit să reducă activitatea firmei sau nu ar fi realizat investiții. Și toate astea se traduc, cred că nu numai finanțarea și dezvoltarea afacerilor locale, o sursă importantă de venituri pe plan local, pentru că industrie în zonă nu prea există, la ridicarea nivelului educației. Mult mai mulți copii se duc la școală din zonă. Și asta, cu asta închei. Pe mine asta mă bucură. Mă bucur. Da. Domnul Jitaru, în 30 de secunde, o concluzie.
Da, ce aș putea să spun acum la final, în ton cu ce sărbătorim azi, cum se spune, fie vreme bună, fie vreme rea, noi suntem alături de antreprenorii români, sărbătorim, nu sărbătorim pe uscat, tot, ca să spun așa, în săptămâna microfinanțării 16-20, atât la Patria Bank cât și la Patria Credit, toate finanțările acordate sunt cu zero comision de acordare și mai departe de finanțare, ne bucurăm că putem fi parte din comunitate, ne bucurăm că putem susține dezvoltarea afacerilor românești și ne dorim să fim aici și peste 20 de ani. Și cred că nu o să ne schimbăm ADN-ul în timp. Bun, mai am o singură întrebare la care vă rog să-mi răspundeți cu da sau nu. Toma Viorel vă întreabă dacă acordați credite pentru un tractor. Cu sigur, o să răspund tot eu, că e în area mea de specialitate. Cu siguranță cam 80% din creditele pe care le acordăm sunt pentru investiții. Îl rog pe domnul Toma să ne lase datele de contact, fie pe Facebook, fie pe site, fie să sune la unul dintre numere și unul dintre, sau agroconsilierul din zona dânsului o să meargă la dumnealui acasă. Bun, mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru participare. Vă mai aștept aici la Agro TV. Luăm pauză, luăm publicitate. Ne revedem după câteva minute.